Deschid ușa de dată el. Ela, cu ce gânduri pe la noi? O, abordare. Normal, îi place diligent. Cum zic? Cred că n-are nici... forțată află de împrejurări, că n-a venit de bună voie, cum ar veni. Află singur. Ligi, că mi-ai plăcut. Ior? Că-mi tot rău, Mariana nu vrea să-mi dea cuțit. Vezi că aici am acționat. Aia e momentul. Deci e bine. Ce mai, mă? Stai, mă, că n-am nimic, că lucrurile s-au complicat un pic. De ce ești? Nu mai ești doar tu. În joc. Băi, dar nu mai puneți paie pe... Stai, frate! Băi, nu mai puneți paie pe foc, gata, gata, ajunge. Pe foc. Ajunge, gata. Ai, Mariu, dar... Ia un loc acolo, Ligi, te rog mult de tot. Încă vreau să-l văd de la distanță. Aaa, să te studieze! Exact. Să vezi cu cine te-ai pupat, nu? Acum, te-ai pupat și la unul pe tine. Ce greșeală ai. Vezi că ești pe teren greu. Da, chiar, Ligi. Acum... Credeți că suntem aici o grămadă de oameni? Suntem de-ai noștri. Suntem într-o cameră. Familie. De ce m-ai pupat? Eu te-am pupat că mie îmi place. Ai mâncat și am vrut să închid sigurile rele. Tu de ce m-ai pupat? Tu ai venit la mine, de ce mă întrebi? Sărac. Se poate. Mm-hmm. Și-a început sistemul. Atât, dragi, că a văzut aia. A văzut aia, sigur. Nu, mă. Ce să zic? Am văzut asta. Da, și poate chiar a crezut. Și păstrina asta. Nu-ți mai făceam. Nu-ți mai făceam. Poate a crezut. Ce-am pus aici pe la masă? Roxana! Ce? Roxana! Ce? Ce vorbești? Vorbea de Mariana. Ce? Mă gândesc că vorbești ceva de mine. Nu-i vorbești pe inar. Ce? Am crezut că ai vorbit ceva de mine. Eu? Da. Ce am vorbit? Nu știu. Am zis că vrei să... Voiai să ieși afară. Așa? Nu. Știm noi că tu le faci afară ca să le facem aici, să zică lumea că le facem de emisiune. Dar speranța n-am pierdut. Nu. Nu, tu am zis că un pic suferi, adică te doare. Nu sufer, fată, nu-mi place ipocrizia și minciuna. Adică omul ăsta vorbește foarte mult, prea mai de mult. Și acum joacă teatru ca să se vadă afară. Nu te doare. Să se vadă afară, nu te rupă. A, tu zici că ai pupat-o. Tu zici că ai pupat-o doar ca să te ochice pe tine. Există o nouă ipoteză din partea noului concurent. Atenție mare! Până și el s-a retras din lupta cu Ela. Lupta continuă spre Ligi. Bravo! Ela, Ela, vrei să spui că nu te-a deranjat deloc? Nu, nu m-a deranjat. Eu nu cred. Nu m-a deranjat. Dacă a făcut-o doar ca să mă deranjeze... Ela, fața spune viața. Bine, nu mă interesează. Bine, nu te interesează, nu, zic că te-a deranjat. Nu, bine. Okay. Zici tu? Da, da. Super. Elegi, mâine îți fac nuntă cu Jador. Adevărat? Nu! Nu vreau să ne grăbim. Tu! Legi, fix asta am făcut eu cu Marius. Și ce crezi? Am rămas împreună. Asta zic, așa că trebuie să te gândești bine dacă o faci, Legi. Ea nu vrea să grăbească, dragă. De la glumă poate să fie... Să nu, iau să nu iau decizie greșită. Și să nu puneți nașă pe ela, că chiar are mână bună. Eu nu mă pup ca alții pe afară, nu mă pup ca alții pe afară să ies pe la plimbări cu băieți. Adică ce vrei să zici? Iancu, dau nume. Adică ce vrei să zici? Că Iancu, eu mă pup aici, dacă, dacă nu te dai, să vadă și alții. Jador își asumă toate faptele care le face. Pe care? Pe care? Eu mi-a uitat să mă corectez. Poate în emisiune. Da, nu avea această corecție. Ai scris corect. Te corectau. Ai scris corect. Ai scris corect. Ai scris corect. Te-am corectat la pământ. Mereu mă corectez. Să-i fie rușine că nu s-a pupat. Afară. Că nu s-a pupat, că nu a avut relații. Se pupă acum. Rușine din corect. Corect. Rușina. Pe din câte am văzut, Jador, când se pupă, chiar îi place persoana aia. Da, o zis că îi place de Ligi. Da. Chiar o zis. Mi-a spus și astăzi la masă. Eu chiar sunt pregătit. Îmi place, dar am zis că sunt instabil emoțional și nu știu dacă... Lasă-mă o dată afară de la grădină. Ce îmi faci acum, nu? Nu știu, tu, dar tu? De ce mai pot? Da, contează? Tot de drag. Alta întrebare. Așa am simțit. A însemnat ceva pupicul? Bun, bun. Ce faci acum tu, Jador, o întorci? Nu întorc, eu am zis ce simt. Sunt instabil și... Asta am zis și ieri. O dă la întors acum. Păi după ce te pup cu cineva, tu dă la întors. Urât. Nu, dă-o la întors. Am zis că îmi place de ea, n-am zis că nu-mi place. Ce aveți, măi? Ai stricat. Păi, dacă ai zis că nu te-ai pupat cu ce fată în afară de Simina, înseamnă că înseamnă ceva. Pentru tine, Ligi, nu? Măi. Dacă ai pupat-o. Am spus înainte, da? Și mai repet o dată, ca să auziți toată casa asta, că văd că, nu știu, a început un război de la un pupic. Da, ce vreți să spun?
S-au făcut 5 tabere în partea aia și 12 aici. Ok. Bon. Deci fiți atenți. Eu... Cel mai mare război acum. Da, eu... Ligi îmi place ca fată. Ca băiat. Cum gândește. Păi nu ca băiat. E ok. Mor pe vorba asta, îmi place ca fată. Plus... Am vrut să demonstrez că nu există relații, că nu am relații acasă, să... Pe asta ai făcut, no, ce ai plăcut-o pe ea. Da, te strici, cum să spui, ai putut să dai ceva. Nu, n-ați făcut-o că... Dacă făceai din gură, filozof! Nu, păi putea să demonstreze până acum că el în casă îi dau săptămâni chestia asta. Eu fost drag. Oricare altă fată. De asta o mai demonstrat altceva. Ăla e un bonus cu barbie, chiar îmi place. Și pe Ligi, dacă bonus... Ai vrut să demonstrezi și asta. Ca adică bonus, dar vezi că a pus că multă vreme acolo. Vor să se caute scuze. Da, nu mă interesează, sincer. Acum, eu nu vreau să mă simt prost, pentru că ei cândva au avut ceva și eu trebuie să... Îmi pare foarte rău. Eu nu am făcut-o din răzbunare. Eu n-am de ce să mă răzbun pe el. La ferească bunul Dumnezeu. Dacă am avut... Nu, de asta zic. Chiar n-am nimica cu fata, adică... Eu sunt liber, tu ești liberă. Ia mai pupă o dată. Se, și alții nu se pupă. Nu ne mai pupăm. Ne pupăm la comanda voastră, ne pupăm când... Nu, că n-ai vrea. Comanda ta să cânte muzică. Oh, oh, bravo, Ligi. Vă pupă Jadorelu, fac ce vreau eu, fac. Pe era, baie. Se duce să o pupe pe era. Trebuie să o împași pe era. Cum ar fi că acum Ela se pupe în spate cu Filip? Eu sunt aproape că, bă, nu ieși afară, dar... Ești chiar așa. Dar oricum o deranjat-o pe Ela. Da, normal. Păi asta spun și ea nu recunoaște, adică... Ce e supărată? Mircea, ascultă-mă pe Mariana, că-i în dulap acolo. Poftim? Mariana, în dulap acolo. Păi ce se fac eu, frate? Poate reușești tu. Ce aveți de... Să ce treabă ai? Cu ce e biletă? A, aia că sunt pateați. Mircea! E și un test pentru Filip. Pe geafcă sau cum? Nu. Nu mă pupă direct pe toată ori. Tu trebuie să copiezi faptele lui. Tu trebuie să acționezi în stilul tău. Da, și ce vrei să fac acolo? Nu, era o întrebare, nu așteptam să fac ceva. Să nu renunț, exact asta am spus lui Livian, jur, să-i căpăr. Nu așteptam să facă ceva, pur și simplu ca idee să știi pe viitor ce urmează, știi? Exact. Eu din toată asta, asta am luat. Eu am zis că e o răzbună, eu am zis... Bă, ce p***e asta! Relația mea cu Andreea a plecat tot de la o mică pupă, al băiat. O zis, Andreea. Și pentru mine nu a contat. Dacă eu am vrut-o, nu a contat. Asta zic. Eu le-am spus și lor, vreau să văd care luptă. Eu am spus că are 28 de ani, eu nu pot să cred că un pupic. Adică nu face serios. O să văd, tocmai de asta nu vreau să-i dau o crezare prea mare. Ascultă, i-am zis, tu ești destul de deșteaptă și prin vorbe pe care eu le folosești, tu le înțelegi. I-am zis că nu știu ce simt, de asta nici nu vreau să fac pași. Dar eu de nici eu, și eu s-ar putea să fi dragă. Pentru că și eu sunt foarte confuz, având în vedere relația care am avut-o cu el în casa asta, și eu sunt extrem de confuz. Eu nu pot să concep că el îmi spune mie chestiile astea. Având în vedere că el o dat în continuu în mine, înțeleg? Aici am fost și un pic contrariat că știu că ați avut un... Am avut eu fight-uri. Am fost în săptămâna aia, era fight-ul la mare. Cuvinte super acre și acide la adresa mea și eu îl înțeleg, de asta nu am pretenția să facă nimic. Da, dar totodată și îmi dă de înțeles, deci dacă... Înseamnă că îl simpatizezi destul de mult. Am zis dacă că ai trecut și peste treaba aia în condițiile care te-a făcut... În primul rând eu iert foarte repede, că așa am fost crescută, înțelegi? Și provin într-o familie de creștini și așa am crescut, ca să iert orice îmi face oricine, înțelegi? Chiar e mare lucru, adică după ce scandal ați avut să îi permiteți să te pupe. Întreabă-l, înainte de gală, știu că înainte cu vreo săptămână, ca eu să fiu eliminată. Te simți prost? Dar te simți prost că atunci ai vorbit niște... Te-ai cerut vreodată scuze? Sau? Nu mă simt, mă simt prost dacă ar avea niște pretenții de la mine, știi? Și știu că a venit ultima dată la mine și a zis că, bă, Ligi, uite, chiar îmi pare rău că am vorbit așa cu tine. Eram la cantină, parcă, el urma să plece. Okay. Și am zis că, Jador, uite, apreciez că vii să-ți cer scuze, dar dacă vei repeta din nou, chiar n-am să te mai iert. Chiar am zis că a treia sau a patra oară când îți cer scuze și... Faci din nou și din nou și din nou. Asta înseamnă că nu sunt sincer. Te-am zis, da, uite, eu vreau să-ți arăt că îmi doresc să fiu prietenă și tine. Și să-ți arăt că nu am... Da, că-i permis să fii în preajma ta. Și chiar dacă tu m-ai rănit, uite, eu sunt dispusă să te iert și... Da. E tu că știi? De ce ți-o dat? Sau de ce ți-o pupa? E, vezi, începi, gata, du-te cea. Sufi, uite-te, lasă-mă, Denis, salut, du-te, te rog.
Nu pune întrebări așa stupide că nu am n-are sunt. Rost. Ce lasă-mă! De asta știaș mă ascund, nu? Da, asta... Mă lăs, ce întrebări stupide? Ca cum, da, te-o f***a pe așa și întrebarea asta. Bine, Maria. Tu furi mai tare, aduce aminti. Le, 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 le. Nu vreau să vorbesc. Cât are? Foarte supărat, foarte. Dar trebuie să-ți iau asta de loc, că s-a infectat iară, lasă-mă să-ți șterg ăsta. Lasă! Dar ți se infectează iară, tu pe amă. Ia stai să văd, le ridic în sus. Las că mie nu-mi pasă. Vreau să le iau jos. Nu, las că să fiu. Mă înțelegi? Las că plec acum. Că-ți stă pentru că ți-o cred. Te udat-o. Nu, te cești. Adică, nu mă întreba dacă ți-e frig la cap. Nu mă lua. Toma, ce spune? Lasă-mă, Jadu. Nu, uite că mă scap. Nu te scap. Ai văzut, Jador? Nu vrea să te sărute, vrea să te cunosc întâi. Bravo, asta vreau și eu. Mamă, de ce? Am mai nici fiecare pe care să controlez. Mă simt bine. Da, tu? Nu știu, mă simt așa nașpa un pic. De ce te simți nașpa? Nu știu, nu vezi că am declanșat un război. Mie nu, eu nu suport să fac rău oamenilor, înțelegi? Și știu că ea încă mai are ceva așa pentru tine și... Un picuț mi-e așa, mă, poate nu trebuie să fac chestia asta ca să... Bine, nu s-a pupat. S-a pupat în spate. Eu știu, Jador, dar... No, eu vorbesc din perspectiva mea. Acum că voi ce-ați avut, știi, nu... Bă, tu ești obrat din continuare. Da, mă, frate, că poți să fii și tu dacă vrei. Bă, tu ești obrat din continuare. Poți să fii și tu dacă vrei. Nu, chiar poți să asigi dacă simți. Hai aici. Hai, frate. No, de asta zic, că mi-e așa un pic pentru ea când o văd așa, știi, cu fățuca aia. Da, păi și eu la fel. No, da... Oricât a zice eu că nu mă interesează, mă explic. Mă simt nașpa. Jador. Da. A plecat ela plângând, și-a făcut bagajul și-a plecat. Imaginea asta pe care mi-a pus-o ea mie, că am relații acasă, m-a afectat foarte mult. Dar tu vrei să pleci, că n-am înțeles. Da, o să plec. Ce pleci tu? Hai, te simți prost. Nu ai de ce ți-i simți prost, Lizzie. Nu, sunt niște chestii care nu se fac, frate, chiar nu se fac. Mă, tu miră de mine, mă? Du-te și vorbește! Du-te și vorbește! Mă, du-te! Că nu trebuie să-mi plângă nimeni de milă! Du-te! Oprică, cu cine ai auzit-o vorbind la telefon? Ai zis că vorbește cu mai da, mult. Da, vorbește cu bărbața Andreea în afară. Bă, îmi plătiți voi, îmi dați voi să mănânc, adică de ce? Care e problema cui? Că eu, care e problema cui că eu vorbesc cu cine vorbesc la telefon, da? Te rog. Dar ce se poate te rog. Chiar nu. Hai vino coace. Ela. Nu să plec acasă, că nu mai pot. Eu că nu răcnesc pe nimeni, nu răcnesc la nimeni, nu! Am iubit atât, am făcut în emisiunea asta! Filip, unde ai fost? Am fost să văd ce face ăla. Cum? Am fost să văd ce face ăla. Nu mai râdeți! Nu mai râdeți, că Jador stă și ascultă ce vorbiți voi aici. Emisiunea asta este multe persoane false. Deci mă jur că mai bine să stăm într-un loc închis singur decât să stau aici în emisiune. Sunt multe persoane false. Ela, vreau să fii puternică. Și să-ți propui niște lucruri, dacă chiar ai venit aici. N-ați fost căsătoriți, nu vă leagă ceva extrem de puternic. Eu ca nimerit spre mie și eu asta și-am vrut să fii gustos, calitativ, de cât tipul sunt fasolele, de cap. Dar parcă-i pare că o trăvesc, dau vechi. Erau ferbiți, no. Dar au preferat să mănânci carne, prăjită, no. De așa-l doare ferea. Nu mă interesează. No. Să o greșeala... Pentru Dumnezeu e bine, dar... Bine, eu vreau să fiu rea, eu vreau să fiu mânioasă. Asta, și asta e greșeala, chiar că eu nu pot să fiu rea, nu pot să...
trece repede, dar eu nu vreau să treacă. Și eu puteam să-i demonstrez cu o grămadă de păiți aici în față. Și a fost în fața mea și puteam să mă pup cu ea la momentul respectiv când simțea și simțeam amândoi. Dar nu am făcut niște chestii ca să nu o fac doar din gelozie, am vrut să o fac când simt. Și am simțit când s-a întâmplat în afară. Nu să-i demonstrez lui sau să demonstrez lumii sau să demonstrez cuiva. Ce, tu faci ca să demonstrezi cuiva ceva niște ce să nu vrei? Cum să o faci? Mă înțeleg? Da, zic, nu. A, tu, dacă ai atitudinea asta acum, pare că ești foarte deranjat de ce-o făcut. Nu sunt deranjată, mă. E pur și simplu, nu deranjată, nu știu cum să... Știu e normal, e normal. Stai, pune-te tu ce simți acum? Ok, hai, pune-te tu cu Denisa, Ela. După câteva luni să veniți din nou aici și să pupi cu altceva. E normal că simți ceva acolo, Ela. Ceva deranjant. Ce simți? Gelozie? Da, da, poate dacă arăta. Ce simți? Sau zi-mi ce simți? Orice altceva. Nerv, gelozie? Nerv, cred că mai mult, pentru că știu că nu face că simte, să simtă, știi? Aia zic. Uite-te. Da, mă scap tu. Nu te scap, promit, da, Andreea, ai încredere mie. A răbdat tu. Să. A răbdat. Au știut cum sunt. Eu, într-adevăr, nu am realizat. Aici să realizez. Îți place să cucerești? Nu-mi place să cuceresc, doar că el nu avea unde să mă vadă. Și eu l-am văzut la TV. Dar el n-avea unde să mă bani. Ia, băi! Nu, eu nu, n-am trebuit. Am pus-o la o pediapsă. Vedeți că mi-era să ceva arsa, să cu pâine prăjită. Am vrut să văd dacă poate să urce scările cu ei și-a putut, mă. Trebuie să fie oricine altcineva, Liviane. E pur și simplu ce simt eu și ce simt. Pentru că îl cunosc cât de cât. Nu-i că Ligi o fată urâtă, nu că... Nu, n-are nicio legătură. Nu, înțeleg ce zici. Ai înțeles? Ai înțeles? Ok, poate că sunt nervoasă și... Nu, e nerv, gelozie, e normal. Pune-te tu cu Bianca și vii... Bine, voi ați avut, poate că oficial, noi am avut în spate, dar ok, ce am avut. Și vii după așa și vezi că se pupă cu, nu știu, cu oricine cu Bianca. Normal că în inima ta un pic, un pic se întâmplă ceva. Dar nu pot să te explic în momentul ăsta ce simt. Nu pot să-ți descriu ce îi. E un deranj acolo, dar nu pot să zic... Da, unul de față mă întreb, am o stare nervoasă. De ce? Nu știu. Știi când te măscăreai și zici așa, doar nu mai ți-o lua masca asta că nu te prinde bine. Nu. Chiar nu ziceam așa ca să mă lingușez pe lângă tine sau chestii de genul. Ci chiar ți-e stă bine când ești așa original și acționezi matur, știi? Chiar te prinde super bine. De ani stilul de ieri nu te-a prins. Ce nu? Ăsta mi se pare că e stilul tău. A, da. La outfit mă refer. Da, și ăsta, da, dacă îl dă... Nu-i de tine, nu te... Da, știu, dar mi l-a lipit Filip. Bine, știu că l-ai făcut așa la Caterinca. Chestia ce s-a întâmplat lui a fost ca o soartă de despărțire, pentru că dacă nu era să întâmple, eu continuam, era să rămână Chișinău, să stau, dar era să fii la desfârșit, pentru că e instabil, bogăția și faima, ce faci să fii până la... Am vrutat pe Temiș. Dar nu i s-a întors acum, nu-i bumerangul pentru ea. Am vrut să ne amintesc ce mi-ai spus din bumer... Gata, mi-am amintit. Deci așa plângea pentru persoana aia și m-a dus la biserică în una din zile de la universitate, în perioada când eu așa de tare eram furioasă, mă culcam la nouă, de două motive, și îmi ștergeam site-urile, scoteam poză, Skype. Eram site-ul Sesc ăsta care l-a văzut tu și juram, spune mama, chiar să vrea el, să nu dai voie să fiu cu el. Deci eu vreau să-mi scot de ce am vrut să spun istoria asta, că ce am văzut la ăsta. Cu S, așa am simțit la mine dragostea asta de bun care o are, că nu vreau, pentru că eu știu că persoana aia nu iubește numai de job-ul ăla, iubește să vorbească public, nu vrea să fie asociat și știu, e foarte critic la anumite chestii și viața lor să povestesc, dar numai așa să-l ajut să-i povestesc. Și eram perioada când mă culcam la ora 9-10 din motiv că eram și supărată și vreau să mă caute. Deci eu aveam tăria mare, la vârsta asta e cea mai mare super caracter. De ce nu zici? Da, mă deranjează! E vizibil, ai ieșit din casă, despre ce vorbim. S-a văzut cu ochiul liber. Și tot, băi, e vizibil. Dar ce tu mă întrebați, fată? Cu ce te-am întrebat tu? Nu mai tot încerci, a, ești deranjat, ești enorm, ce vreți atâta? Și Livia m-a întrebat și tot lumea. Nu mai întrebați. Dar și cum m-a întrebat pe mine să pupe el cu alta? Ce, trebuie să-ți dau un cap? Atunci, dușmanul tău să vorbești așa. Ok. Păi și atunci nu mai vorbi, dar nimic mai bagă în seamă. Dar nu vă certați, gata. Că ți-e mai cu bărbați, îți place să vorbești. Apoi o lasă, dacă îi vorbesc eu, dacă o întreabă vreun bărbat, nu-i răspunde urât. Dar la o fată îi răspunde urât. Am înțeles că e geloasă, dar eu n-am ce să-i fac. Hai să dau timpul înapoi, nu te mai pupa așa doar cu Ligii. A, pe nu, las că se pupe cu altele, ok, să ne știi nu e ca și cum. Da, eu nu, eu stau foarte și că nu-s curioasă de jocul. Hai să mergem în partea cealaltă. Dragă, doar ce nervi face fata asta.
Bă, bine, legii să te mai pupi încă de 10 ori, bravo! Da, dar iar te întorci acum când iese. Așa, așa trebuie să făcut cu oamenii disperați. Să le tot dai peste nas, non-stop. Te-ai îmbrăcat foarte fain azi. Mulțumesc. Și ești o persoană deosebită. Am îmbrăcat o seară pe Guiru, dar... Vă ce vă stă. Nu te mai supăra, Mariana, că n-ai de ce. E părată, Mariana. Eu? De ce? Să știi că eu cred că ești o persoană deosebită și... Vrei apă, Mariana? Nu. A, sigur că o să beau mai târziu, sigur. Te-ți mergi la favoriți? Ia de la Livia. Tu stai în dulap, frate. Nu, spesc, da. Uite ce mi s-a ieșit. Vezi, eu stau apă, tu nu-mi dai bomboni. Las că-ți-a la banană. Nu-mi dai bomboni. Eu că-s disparată de ceapă, nu pot să beau. Mariana nu mai plânge. Nu are rost să plângi, fată. Bagă lacrima înapoi, Mariana, că nu merită. O să bag. Ai venit aici? Da. S-o pleci? Ele se scurg și odată nu-ți beam lacrimi niciodată. Ba, ce e aici? Sat fără câți. Pleci? Pleci? Ceau, oprică. Mă dai guriță? Te rog, ai chef de ceartă. Ai chef de ceartă. Te rog. Du-te, bubi. Că încerc să se închide dulapul. Dai, mă, din pac. Bine. Eu am chef de ceartă, te rog. Bine. Am chef de ceartă. Nu-i voie. La favorit. O ieșit una din cameră de la Liviana seară. Era cu nasul mare. Intra la Iancu. Era frumoasă.